Un deci de mărlane, că te-am auzit. Unde acolo? Nu s-a dus cu impulsul pe aici, pe undeva. Uite-te și tu dacă îmi construiește. E real așa ceva. Mă, nu-mi construiește, mă, e real așa ceva. E unul fix lângă mine, un caz așa. Și-a făcut portafort, e real beată. I-am dat hit, ești prost? Aulă, dacă veneau spre mine, mă duceam pe bună. Metoda veche, intrăm prin tot și prin ziduri și prin tot. De tacos ăsta, pam bun cu aia. Ce muzică pe fundal, Romeo... Romeo Santos, frate. Material veți? O 114 de la distanța aia! Salutare, mă, băieți, bine v-am regăsit la un nou tutorial pe canalul nostru. În clipul de astăzi, băieți, vreau să vă arăt cum vă puteți juca Fortnite în Chapter 1, adică în sezoanele 1, 2, 3. Nu știu sigur acum câte sezoane au băieții în program. Dar am văzut că încă mai lucrează la serverele lor de Fortnite de versiuni vechi, încă mai adaugă update-uri, mai fixează chestii pe acolo pentru că mai apar mici bug-uri pe acolo. Într-adevăr, ăsta nu este Fortnite oficial, sunt de fapt niște versiuni mai vechi care sunt hostate pe niște servere de, nu știu ce sunt băieții aia, sunt ori americani, ori englezi, nu știu sigur. Ceea ce contează este că ei au reușit să ia versiunile, au reușit să facă rost de versiunile mai vechi și să le hosteze pe niște servere ca noi să ne putem juca pe ele, da? Ceea ce e foarte super, vă imaginați și voi că putem merge înapoi în sezonul 1, 2, 3, putem de asemenea să ne adăugăm și skin-uri cu niște plugin-uri, dar asta o să vă arăt pe parcurs, nu o să meargă în versiunea pe care vă arăt eu azi, sunt alte versiuni pe care băieții încă nu le postează, da? Ce trebuie voi să faceți prima dată, aveți un link în descriere către Discord-ul meu, da? După ce ați intrat pe Discord, pur și simplu, o să vedeți că mai sus la informații, cum intrați prima dată pe server, la informații o să aveți OG Fortnite, fix sub setări 5M, da? Mergem pe OG Fortnite. Și ne întâmpină un mic scenariu în care scrie ce este Fortempiu. Fortempiu, așa se numește launcherul pe care l-au băieții cu care hostează serverele de Fortnite. Da? Fortempiu este o platformă care vă oferă accesul de a vă juca versiunile mai vechi din Fortnite multiplayer. Bun, mai jos o să vedeți că aici ne întâmpină un link, da? Linkul către grupul lor oficial îl aveți mai jos. Deci intrăm pe grupul lor oficial, da? Eu sunt deja pe în grupul lor. Deci mie nu se mai apare să intru, dar o să vă îndrume spre grupul lor de Discord. Îi dați join, intrați, vă dă direct aici la... După ce am intrat la ei pe Discord, o să mergem la Fortnite Builds, da? FN Builds. O să trebuiască să descărcăm versiunea 4.2 de Fortnite, care în momentul de față este hostată de către ei. Doar cu această versiune vă puteți juca în momentul de față multiplayer, da? Dăm click. Download. 11 GB aveți de descărcat. Sac, îl puneți la descărcat, așteptați până se descarcă ăsta mirror-ul. Din câte vedeți, mie mi-apare un aici pentru că evident l-am descărcat. O să-i dau cancel. Ștergem și de aici. Ok, băieți, după ce vi s-a descărcat mirror-ul,
puteți pur și simplu să-i dați extract pe desktop sau puteți, evident, să-i dați extract și aici în download, puteți să-i dați pe desktop unde vreți voi, da? Unde vă este vouă mai la îndemână. Bun. Din câte vedeți, eu l-am aici pe desktop, online 4.2, asta o să trebuiască să aveți și voi, da? Îl băgăm aici în mijloc. Aici ați extractat versiunea 4.2. Vă duceți iară pe Discordul lor oficial și căutați Multiplayer News, da? După ce v-ați dus la Multiplayer News, o să vedeți aici că o să scrie Download and Extract the Latest FMP Client Tier, adică FortMP Client Tier, adică să luați launcherul cu care vă puteți, de fapt cu care puteți intra Multiplayer, da? Descărcăm pur și simplu de aici launcherul, vedeți Release Multiplayer.rar, evident eu îl mai am o dată, dar o să-l mai descarc încă o dată pentru voi. Îi puteți da mai ușor de Extract to Release Multiplayer, da? Și dacă îi dați Extract to Release Multiplayer, pur și simplu se va autocrea un folder cu tot conținutul din WireArt, da? Foarte ușor, îl puneți după pe desktop, din câte vedeți, l-am și aici, de-aia mi se creează un 1 aici, adică am 2. Îl șterg pe ăsta pentru că nu o să avem nevoie de el. Așa, băgăm ăsta în bară deocamdată, îl punem unul lângă altul ca să știți de ce fișier aveți nevoie. Acum, deschideți folderul, vă duceți la Settings, vă duceți aici unde scrie fortmpconfig.oml, dați click dreapta, open with, îl deschideți cu ce program aveți voi, puteți avea Notepad, Visual Studio Code, nu știu ce aveți voi acolo, un program cu care puteți schimba în fișierul respectiv, da? Bun, la voi o să apară la username, ceva de genul fortmp user, dacă nu mă înșel, ceva de genul fortmp user, da? Nu știu sigur dacă așa, dacă din câte țin eu minte, parcă așa aveai pe aici. În fine, tu aici o să spui numele tău pe care o să vrei să-l ai în joc, da? De exemplu, când o să te duci Multiplayer să te joci pe serverele respective, poți să fii sub numele de Rampage, dacă ți-l pui pe ăsta, da, evident. Bun, după ce ți-ai pus numele pe care îl vrei tu, pur și simplu Ctrl-S se salvează automat. Așa, bun, deci dacă intrăm iară, haide să intrăm iară, vedem dacă s-a salvat. Din câte vedeți, a fost salvat foarte bine. Bun, mergem înapoi și deschidem launcherul. Bun, dublu click pe launcher. Voi nu o să vedeți nicio versiune aici. Nu știu sigur dacă pot să scot, nu pot. Nu o să vedeți absolut nimic aici jos. De asemenea, va trebui să dați click pe acest plus unde scrie Game Versions. Dați pe plus. Aici la Game Path ne cere folderul de la Fortnite 4.2, da? De, în cazul meu este pus pe desktop. Mergem pe desktop, Fortnite 4.2. Depinde acum unde l-arhivați voi. Intrăm în el, mergem în Fortnite 1 și aici unde scrie Engine și în Fortnite Game, o să dăm Select Folder, da? Bun, 3 neapărat să scrie Fortnite 1. Bun, iar aici la nume punem 4.2 pentru că aceasta este versiunea pe care o avem în momentul de față, 4.2. Îi dăm pe Create Version Profile, da? Și automat nu o să mai meargă acum să mai creez încă una pentru că am încă una aici jos. O să-i dau X. După dăm click aici pe această versiune 4.2 pe care tocmai ce am adăugat-o și o să vedeți că o să apară un buton de launch, da? Haideți să vedem ce se întâmplă când apăsăm pe launch. Sezonul 4, dacă nu mă înșel. Avem și cinematicul. Dăm schimb la asta și din câte vedeți suntem în lobby și tot ceea ce trebuie voi să faceți ca să vă jucați, o să trebuiască să vă explic și chestia asta, o să trebuiască să vă duceți la, ok, vă duceți la Multiplayer News, iar aici băieții când deschid serverele, când hostează un server să vă jucați, o să dea un mesaj pe Discord, da? Din câte vedeți, au și boți care fac asta și câte puteți observa, aproape în fiecare zi, nu știu sigur acum dacă chiar în fiecare zi, la ora 9, cel puțin până acum a fost și alaltă ieri și ieri și astăzi, din câte vedeți, today, la 9 PM, au fost serverele up. Ce înseamnă asta? Adică la ora 9, serverele se deschid de Fortnite OG, da? Când serverele se deschid, pur și simplu îi dai play și intri în match, da? Tu decât îi dai play, în momentul în care botul îți scrie aici, servers are up, 4.2, deci versiunea pe care ți-a instalat-o voi acum, press play, adică să dăm play aici, sau să deschidem chestia asta pe care niciodată n-am folosit-o, nu știu la ce ajută, în cazul meu nu am avut nevoie de ea, da?
Din câte vedeți, avem server de Europa, server de North America. Pe mine acum nu o să mă bage pentru că meciul a început deja, deci trebuie să aveți grijă când încep meciurile ca să intrați odată cu începutul meciului. Da, o să anunțe mereu pe Discord când începe meciul, când se termină celălalt, puteți de asemenea să vă uitați aici, din câte vedeți, ei sunt în meci. Vedeți că îl vedeți pe ăsta aici acum, încă se bate pe aici, da? Uite, ăsta merge, ăsta e aici, încă sunt în meci. Trebuie să așteptați să termine meciul, sunt 101 de oameni mereu în fiecare lobby, deci nu e ca și cum te bați cu 30 de oameni, mereu o să fie lobby-ul full. Ați văzut, stați și voi aici pe cameră, vedeți și voi când termină meciul, apăsați repede pe play să prindeți un loc, da? Deci cam asta a fost, nimic foarte wow, da? Na, în cazul în care aveți probleme cu ceva, îmi puteți spune că vă ajut cu ce probleme aveți voi pe acolo. Până acum eu n-am întâmpinat absolut nicio problemă, am făcut și live cu versiunea asta jucându-mă multiplayer, da, nu. Eu n-am avut probleme, depinde de voi acum. Hai, vă bucur.